Soare și frumos pe data de... Soare și frumos pe data de 18. A 11-a 2016. Am făcut o filmare și am doar să le verificam în camera. Și te muște pentru sezonul rece. Și te muște pentru sezonul rece. Că aici am... Sunt la atelier deocamdată, încă mașina nu e reparată. M-am de lucru ceva pe aici, dar trebuie să plec. Să vedem când am să plec. Vreau să plec și azi. Muștele artificiale pentru sezonul rece, dar și pentru sezonul cald le găsiți la magazinul Zfish din Craiova, care a și făcut comanda. Zfish din Craiova la domnul Cosmin. Ați văzut filmele, o parte dintre voi, cine le-a văzut este recomandat să le vadă. Acestea sunt musculițele pentru sezonul rece, pe cârlige mustard signatur. Super calitate sau o calitate garantată. Mustad Signature numărul 16. Foarte eficiente. Am să mai fac filme cu aceste musculițe. Am făcut și ceva pe albastru. Se leagă plumbul, musculițele pe fir, se ridică ușor, un recomandat un băț, mai ori merge și cu băț mai mare, dar scoateți firul pe la un inel care este, când se trage este mai dur bățul, de ce duritatea este mai mare, adică dacă nu se îndoie bățul foarte mult, șansele cresc, adică de ce mai zapă așa, șansele sunt mai mari. Am și niște muște aici pentru niște musculițe pentru pești cu gura mai mare. Sunt pe cârlige de 14. Aici am vreo 500 de musculițe pentru o comandă la București. Am lipit cu astea și stau așa, dar nu e nicio problemă, nu afectează nimic soluția de lipit. De-aia făceam filmarea, că am zis că muștele le puteți comanda și din orice colț de pe glob. Le trimitem prin curier rapid sau prin poștă. Acum că tot a venit sezonul și peștele e interesat de muște mici, am zis să fac și gama pentru muște mici, care o să promovez foarte mult iarna aceasta. O să vedeți rezultatele, nu vă mai trebuie omelă. Acestea nu se pierd. Pe verticale n-aveți nicio treabă. O linie într-un sat pescarului este binevenită. Ideea este să fie de calitate. Aici găsiți super calitate. Super calitate. Asta vale că e soare afară, o zi foarte plăcută. Am înțeles ceva de niște șalei. Să zic să intre pe canal. Mai vedeți și voi ce se mai întâmplă pe canal pe aici. Lăsăm muștele deoparte aici. Am zis să facem treabă bună împreună. Este foarte frumos pescuitul la muscă artificială. Să învățați și voi, învățați și pe copilași. Că și lor le e drag să
Înveți ceva frumos, ecologic, nu știu cum să fac, să băgăm la Ministerul Învățământului ca și materie. Deocamdată oamenii nu sunt interesați. Mai mult pentru afaceri proprii sau alte interese. Ne interesează, învățați de aici, după YouTube. Ce s-a mai întâmplat pe aici, pe YouTube? Pe canal, adică valabil pentru cei care deveniți creatori și faceți un canal de YouTube. Într-adevăr, au dreptate că e mult de muncă. Aici și niște publicitate cu reduceri. E mult de muncă aici la... Trebuie lucrate efectiv, da. Aici sunt filmele de care le-am pus 142 de vizionări, 142 de vizionări. Cam așa arată administratorul. 118, 66, 77. Ia să vedem la... Căutăm la videoclipuri, ia să vedem. Interesează. Cele mai recent vizionate. Cele mai vizionate. Cel mai vizionat film este Tăiat porcul de Crăciun la CIEș, 24-12-2013. 24-12-2013 are 287.032 de vizionari, 238 apreciat, 209 apreciat. Apoi mai avem un film la Pescuit Caraz la Bălteni. 99.000. Pescuit la Clean cu muște artificiale 84.000. Braconajul cu parașuta 84.000. Filmul cu șalău mare 62.000. Pescuit la Balta Căldăraru 70.953. Avem pe la Analytics mai tablou de Word. E mult de muncă, mult de promovare. Cu ajutorul meu s-au făcut 2.447 de abonați. 2.447 de abonați. Mai crește încasările acum. Hai să vedem un Analytics. Ia să vedem. Analytics. Ce zice un Analytics pe la administratorul? Înțeles că trebuie să fac o legătură și o colaborare cu cameraman ceva. Am încercat să intru și pe la televiziune, dar deocamdată oamenii sunt interesați. Nu știu despre ce e vorba aici. De tehnologie. De tehnologie, ultimele 30 de zile. Ultimele 30 de zile. Câte vizionări au fost? 168.796. A crescut mai mult, nu mă așteptam, bineînțeles. Dar dacă le face la oameni lucruri de calitate și informații foarte bune despre pescuit, oamenii se interesează. Numai că locațiile, v-am zis, trebuie pe bază de abonament ca să putem să dezvoltăm afacerea foarte mult, că o să fie
O să fac filme din toată țara, nu mai ai probleme pentru 5 euro. Și rămân pe poziție pentru 5 euro. Și s-a mai strâns pe aici, bro. Anul acesta, iată. Anul acesta a fost... am strâns 219,35 dolari. Am mai avut eu 550 și am primit 150. Nu știu care e treaba. O să vă țin la curent. Aceștia încă nu i-am primit. Cu administrator. Deci, în mare, ați priceput care este treaba. Muștele le puteți comanda și de la Zfish din Craiova. Așa. Le puteți comanda și de la mine. Și le puteți comanda și de la magazinele Hero Internațional, unde sunt magazine al lui Hero Internațional. O să găsiți aceste musculițe pe calitate și garantate, confecționate de mine. La canal puteți să vă abonați, că este gratuit. Canalul este gratuit. Și aflați cele mai noi informații despre pescuit. Cum că șalăul a trecut la apele, a trecut după curentul principal la apele mai liniștite. Asta e informație foarte bună, că noi am stat în zona curentului vreo 4 ore și n-am prins niciun pește. Deci cam asta e perioada, 18-15 noiembrie, deja trei căutat pe apă mai liniștit. Așa că orice film are informațiile lui, țineți aproape. Și eu vă doresc fir întins să aveți și să... În caz că muștele astea, viermișorii, alte momente naturale nu mai dau rezultate, vă așteptăm, am pescuit la muscă, să vă facem muscare. Pescuitul la muscă merge foarte bine și vara și iarna. O să vedeți filmele, țineți aproape.